Acțiunea de ridicare a autovehiculor parcate ilegal în municipiul Suceava a fost reluată de către poliția locală, de data aceasta cu mai mult aplomb. Acțiunile vor continua și se vor efectua în special pe străzile cu trafic intens pentru a-i dezvăța pe șoferi de obiceiurile ilegale. Acțiunea include străzile principale, stațiile de autobuz, trecele de pietoni și locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Primăria municipiului Suceava împreună cu poliția locală au început ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. De aceea acesta este un semn de avertisment pentru cei care doresc sau care vor parca în regulamentar. cam aceasta se va întâmpla și cu mașinile lor. Dacă aveți mașina parcată ilegală, înainte de a vă trezi cu mașina ridicată, veți primi totuși în parbriz o notificare prin care sunteți înștiințați despre faptă și avertizați să vă mutați mașina într-un loc de parcare. Conform site-ul Poliției Locale din Suceava, cei care vor încărca prevederile legale vor fi pasibili de următoarele. Parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoanele cu handicap se sancționează cu amendă de la 2.000 la 10.000 de lei și ridicarea mijlocului de transport pe locul de parcare respectiv. Respectiv. Staționarea neregulamentară se sancționează cu 4-5 puncte de amendă, 3 puncte de penalizare și conform articolului 97 alineatul 1 litera D se poate dispune și ridicarea autovehiculelor. Dacă totuși va a fost ridicată mașina pentru că a fost staționată sau parcată neregulamentar, o puteți recupera după plata taxelor referente încărcării, descărcării și transportului, care prezintă 200 de lei. Acțiunea de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar va continua și va deveni o practică permanentă.